Un aparat de filmat, care a fost pe fronturile primului război mondial, însoțea în luna iulie din anul 1929 o entuziastă echipă de tineri cercetători condusă de profesorul Dimitrie Gusti, care venea în satul Drăguș de lângă Făgăraș pentru un studiu sociologic și realizarea unui film. Pornind pe urmele acestui prim film sociologic realizat în lume, una dintre nestematele cinematografiei documentare științifice românești, am venit în luna iulie 1970 în Drăguș, încercând să surprindem pe peliculă emoționanta întâlnire a satului cu el însuși după 40 de ani. Cine? Al lui Iacob, cât de nu era femeie. Nu era măritată. Nu era măritată. O echipă medicală. Gheorghe Potinteu bolnav, doctorul Ciocârlan. Puse față în față într-un experiment sociologic și cinematografic, generațiile, cea de acum 4 decenii și cea de azi, străbunii și nepoții, călători prin vreme în același sat cu înfățișare mereu schimbătoare, se regăsesc. Da, tot el vorbește, le spune de el. Domnul Școtar. Domnica Păuză. O nespusă bucurie, o mare emoție pentru o singură clipă de revedere pe pânza timpului. Vise Andreașu. Magazinier e astăzi al cooperativ. Cântă cu ploiera. Cicalul. Aia, aia. Cicalul și cu ploiera. Alucuța ciungului. Lomul bucioiului. Mama mea. Cicalul Leon, fată mare. Fetele și ficiorii. Acum 41 de ani, în iulie 1929, flăcăul Nica lui Nechit, pe numele de bărbat Ion Sofonea, se însura cu Ana. Sierge cu soția lui și cu copiii să duce la nuntă. Toți ăștia pleacă la nuntă acum. Piciorii nunță? Uite, piciorii copinci, uite, uite. Așa erau atunci, copinci. Peste aceste documente au trecut 41 de ani. Peste viața oamenilor, tot atâția. În ce măsură vremea și vremurile au schimbat satul, și care vor fi fiind drumurile pe care au pornit urmașii lui Ion Codru Drăgușanu, peregrinul transilvan? Din vechile case n-au mai rămas în picioare decât foarte puține. Noua funcționalitate și linie arhitectonică, statornicite de drăgușeni, prevăd construcții cu câte 3-4 încăperi spațioase, din care două cu ferestre mari și cu jaluzele neapărat așezate către stradă. Vechile ateliere meșteșugărești au fost transmise urmașilor împreună cu uneltele și priceperea meseriei și sunt la fel de renumite ca și acum 40 de ani. Un fost mecanic de precizie, pasionat tehnician, se ocupă ca amator de bunul mers al ornicelor din sat. Aparent, la unele munci ale câmpului nu s-a schimbat nimic, dar proprietatea asupra principalului mijloc de producție, pământul, e colectivă. Din cele aproape 2200 de hectare ale cooperativei, mai mult de jumătate sunt fânațuri, celelalte fiind ocupate cu alte culturi. În acest an, pentru liniștea celor care lucrează la câmp, vechiul local al școlii s-a transformat în grădiniță permanentă. Femeile și bărbații, chiar și liceenii veniți în vacanță, sunt în zilele secerișului pe câmp, la coasă sau pe combine. Muzica.
am reținut pentru fișa sociologică. Dionisie Andreiaș, fost cioban, ține cheile și registrele de la magazia cooperativei agricole. N-a uitat fluierul, dar cântă rar. Pe malul apei, acolo unde era vechea moară de care ne aduc aminte imaginile filmului și roțile de lemn uitate voit pentru viitorul muzeu al satului, s-a ridicat moară de zid, înzestrată cu motoare electrice, pe care o conduce nora fostului morar, prezent și el aici din obișnuință. Dumitru Sofonea, cojocar vestit peste 9 mări și 9 țări, continuă la cei 80 de ani să lucreze cu aceeași neastâmpărată pasiune. Cojoacele cusute de el și de fiul lui, care moștenește cu vrednicie renumele părintelui, ca și de alții care au fost elevi și eleve, împodobesc muzeele, dar mai ales pe Drăgușeni. În fiecare casă din sat se află un război de țesut și o furcă de tors. În fiecare casă se află o țesătoare cu plan de producție propriu, pentru că modelul de drăguș, apreciat de specialiști pentru colorit și desen, este un articol foarte căutat la export. După 40 de ani, Nica lui Nechit și soția sa, Ana, au devenit orășeni, dar au adus cu ei din Drăguș vârtelnița, furca și războiul de țesut și le-au instalat în casa feciorului lor, doctorul Sofonea din Făgăraș. De la peregrinul transilvan încoace, nenumărați drăgușeni au cutreierat lumea cu dorul în suflet, căutându-și împlinirea pe care satul nu le putea da. Oriunde m-ar duce soarta, tot mă gândesc la satul meu. Gândul acesta îl găsești scris sau numai sugerat de existența unor obiecte pe pereții caselor din Drăguș sau pe cei din casele celor care au plecat la oraș. Aflat între cei doi poli ai unui uriaș magnet al chimiei, permite anual vigoare și inteligență marilor combinate chimice din Făgăraș sau din Victoria. Unii au rămas în aceste orașe, ridicându-și case așa cum ați văzut. Alții, mai bine de 150, revin în fiecare zi în sat. Despre cei care pleacă și vin, ne-a vorbit învățătorul pensionar Ion Sofonea, participant acum 40 de ani la studiile profesorului Dimitrie Gusti. Cei care lucrează în apropiere, prin combinatul chimic Victoria și Făgăraș, se întorc zilnic acasă și completează munca câmpului cu cei din familie, pentru un câștig în plus, desigur. Și-au durat case, nu mai seamănă cu cele de acum 41 de ani. Au câștigat frumos, s-au întors în sat, de altfel ei fac legătura cu familia în fiecare zi. În fiecare zi, vara sau iarna, aproape a 10-a parte din populația Drăgușului pleacă și vine de la oraș. Progresul realizat de știință și tehnică, energia electrică, diversele utilaje, mijloacele prin care pătrund informațiile, au influențat direct viața drăgușenilor, receptivi și interesați să trăiască în contemporaneitate. Silvia Sofonea, fata lui Haneș, are 4 copii. Ion, tehnician; Gheorghe, jurist; Liviu, matematician; Viorel, student.
Dragii noștri, astăzi am terminat cu culesul cartofilor și cu luatul pe zile muncă. După ce ne vom mai aranja pe acasă, am să fac un drum până la voi ca să înstâmpăr dorul. Cu acestea închei, dorindu-vă multă sănătate. Cu drag ai voși părinți. Aș vrea să văd drăgușul dezvoltat așa cum concepem acest lucru în 1970, gândindu-ne la anul 2000. Vine toamna. Se pregătește marea migrație către școlile orașelor. Este ambiția drăgușenilor demnă de laudă de a răzbi cât mai departe, de a contribui la faima și progresul satului natal. În această toamnă, satul își inaugurează școala cea nouă. Suntem convinși că elevii școlii noastre pășesc în noul an școlar cu hotărârea de a învăța mai bine, de a fi mai disciplinați și mai ordonați în activitatea lor școlară, spre a aduce satisfacție cadrelor didactice, părinților, societății. În fiecare zi, aproape a 10-a parte din populația Drăgușului pleacă și vine de la oraș și cu toate acestea, magazinul sătesc este căutat și apreciat pentru că e bine aprovizionat și cu noutățile la zi. Doi medici tineri, o moldoveancă și un oltean, au devenit drăgușeni prin adopțiune. Trei dintre copiii cojocarului Dumitru Sofonea sunt în sat. Fata, Dumitru, moștenitorul meseriei tatălui, Ion, profesor de matematică. Al patrulea, Matei, student la arte plastice, și-a ales ca lucrare de diplomă bustul lui Ion Codru Drăgușanu. Pentru el... Drăgușul este pentru noi ca o vatră de lansare a celor doritori de ridicare, ca un punct de reîntâlnire cu vechile tradiții și cu frumoasele surse de inspirație. Fiecare elev este apreciat cu seriozitate și răspundere, îndrumat cu pricepere și dragoste. Poate de aceea numărul mare al celor admiși la școli superioare. Acumulări lente, uneori imperceptibile, alteori pregnante, au modificat configurația satului, au modelat concepțiile acestor oameni harnici, veseli, întreprinzători, ambițioși la muncă, mereu preocupați de bunăstarea lor și a satului. 1972 va trece asfaltarea prin satul nostru și atunci noi va trebui neapărat să luăm măsuri de pregătire acestei lucrări. Va trebui să ne gândim în următorii ani să clădim un cămin corespunzător, să avem acolo o sală bună de spectacole, să avem pregătit și pentru o specie, pentru nunți. Vine toamna și încep nunțile, iar nunțile în Drăguș se fac după tradiție cu tot fastul cuvenit. O întâlnire emoționantă după 40 de ani, în aceeași formație, tot la o nuntă, cu flăcăii nunții din anul 1929.
Aripa timpului a brăzdat fețele, dar a lăsat neatinse privirile vii și inteligente. Atmosfera tradițională, mai mult sau mai puțin afișată, Drăgușul este plasat pe orbita progresului economic și social al întregii țări. Noi vom așeza acest film lângă cel realizat în 1929 de profesorul Gusti pentru cei care vor veni și vor dori să cunoască Drăgușul. Și dacă peste alți 40 de ani, prin 2010, cineaștii și sociologii vor relua povestea satului acesta așezat la poalele munților Făgăraș, vor găsi multe alte prefaceri.